Bună seara, bun găsit la Fotbal Show. E o seară în care avem parte de meciuri, meciuri interesante și astăzi chiar avem un derby, eternul derby, Dinamo Steaua s-a mutat în Liga 2 și astăzi vom avea o premieră pentru prima dată când un Dinamo Steaua se joacă în Liga 2. Sigur, rămân discuțiile, e ăsta adevăratul derby, e asta adevărata Steaua. Rămân în continuare aceste discuții, dar până atunci avem un meci care naște interese foarte mari și se va juca această partidă de la 21:30. Vom vorbi despre joc pentru că se așteaptă 20.000 de oameni pe Arena Națională. Până atunci se joacă un meci de Liga 1, FC Botoșani UTA, primul meci din această rundă din Superliga și mai e un meci din Liga 2, joacă Oțelul la această oră cu Progresul Spartac, e pe final, poate o să-l ascultăm și pe Dorinel Munteanu. Vorbim și despre ce s-a întâmplat ieri, sigur, reacțiile după meciurile de ieri, am văzut care au fost cei mai slabi, cei mai buni jucători ai FCSB-ului la Londra, avem niște cifre interesante și vedem ce scandal a născut egalul pe care l-a făcut CFR. Fanii s-au săturat de Dan Petrescu la CFR Cluj și cer cu toții ca el să plece, să vedem dacă îi va asculta cineva, dacă e tensionată sau nu atmosfera în Gruia. Lucian Goian, Ionut Țărada, bună seara! Bună seara! Hai să începem cu ce s-a întâmplat ieri. Până la urmă, cum punem rezultatul ăsta al FCSB-ului? Cum îl considerăm? Îl considerăm un rezultat ok? Considerăm că a fost un meci bun? Sau considerăm că s-a greșit? Că Dică e vinovat? Dică a ieșit bine sau prost? Considerând că adversarul pe care l-au avut în față, jocul prestat până prin minutul 60, cred că a fost o primă parte a meciului, așa, a fost un meci foarte bun pentru FCSB. Bineînțeles că aici, Dică, oboseala, experiența, valoarea într-un moment în care FCSB ar fi trebuit, ținând cont de schimbările pe care le-a făcut David Moyes la pauză, să rupi un pic avântul adversarului, pentru că te așteptai în momentul în care adversarul a făcut schimbările, practic a introdus titularii, să schimbi un pic tactica. Clar, poate jucătorii care au fost schimbați, Olaru, Ejuma, am înțeles că au avut ceva probleme fizice și din cauza asta au fost schimbați. Însă cei care au intrat, într-adevăr, nu prea au ajutat și clar, după momentul penaltiului, a fost așa o cădere și morală. Lucian, ciudat, știi ce e ciudat? Până în minutul 70, Dică părea că are meciul carierei. După aceea s-a răsturnat tot și toate pare că îi se sparg în capul său. Am văzut reacție, inclusiv reacția patronului și nu numai, oameni mulți care critică pe Dică. Din punctul meu de vedere, nu cred că a greșit Dică. Poate a fost puțin neinspirat. Dar să spunem că a greșit, cred că este prea mult. Mie mi-a plăcut FCSB-ul, mi-a plăcut că a avut curaj, a arătat cu o echipă curajoasă și multe momente au jucat de la egal la egal cu West Ham. Diferența de valoare e clară, este foarte mare în favoarea englezilor, însă cred că până prin minutul 60 au făcut un joc foarte bun. Și nu a fost un joc în care FCSB-ul să se pună pe două linii, să se apere și să nu iasă din propria jumătate. Au fost în repetate rânduri momente în care au pus în pericol poarta adversă și au creat câteva ocazii puține, într-adevăr, jocul a fost controlat de West Ham, ocaziile mai mari le-au avut ei, însă a fost o echipă curajoasă și aș aprecia asta pentru că în ultimul timp rar am văzut echipe românești cu un asemenea curaj, exact, jucând împotriva unui adversar mult mai bine cotat. Și eu cred că până la urmă primele 70 de minute au fost ceva ieșit din comun. Adică te așteptai să te bată West Ham, nu? Din start. Clar. Faptul că a marcat FCSB, a condus, ăsta a fost elementul surpriză din meci. Asta pentru că ai pus în dificultate adversarul. După aceea meciul a fost normal. Ne așteptam. Asta se întâmplă dacă pui adversarul sub presiune. Uh-huh. Adică orice jucător din lumea asta, în momentul în care faci o presiune, bineînțeles, sunt excepțiile, dar în momentul în care tu pui probleme adversarului, așa cum s-a întâmplat că în prima repriză, mai ales FCSB, bineînțeles, s-a apărat, organizat și cât a putut, dar în momentul în care pui presiune, am văzut și ei, jucătorii celor din Premier League, de la West Ham fac greșeli și greșeli mari, și de poziționare și la faza golului, la fel la pe care l-au marcat FCSB, dar trebuie să pui probleme, trebuie să pui presiune. Ori dacă doar te limitezi și aperi, nu ai cum să știi dacă poți să-l pui în dificultate pe adversar. Deci tu spui că un antrenor mai experimentat, mai curajos, scotea un rezultat bun ieri la Londra? Era... Un antrenor mai experimentat ar fi gestionat momentul de după pauză. Uh-huh.
Adică momentul în care West Ham a făcut niște schimbări clar ofensive, acolo ar fi trebuit cumva să gestioneze iar la fel momentul, pentru că sunt sigur că jucătorii erau cumva așa surescitați, erau foarte cumva așa cu, luați de val după prima repriză, pentru că într-adevăr a fost un ritm foarte, foarte bun și FCSB chiar trebuia cumva temperată, trebuia să rupă jocul celor de la West Ham, să întârzie meciul, să-i scoată din ritm. Ori, de fiecare dată când FCSB câștiga mingile, imediat încercau să joace pe atac sau să sau pierdeau foarte ușor mingea. Da, am căutat să vedem niște note pe care să le fi primit jucătorii lui Dică, dar din partea englezilor sau din partea nu presei internaționale. Era interesant cum ne văd ei. Englezii n-au dat nicio notă jucătorilor de la FCSB, doar pe SofaScore am găsit un site cu statistică, rezultate. Deci ei au notat doar pe cele de la West Ham, ziarele din Anglia, nici nu i-au interesat cum au jucat cele la FCSB, ca să vedem și câtă importanță ne dau. Da. Dar aici e rușinos din partea lor, sincer, da. Asta nu este o abordare, indiferent cu ce adversar joci, până la urmă îți faci... Asta spune și cine ești în Europa, Ionuț. Că ok, până la urmă, cine ești, dar... Și noi, dacă jucăm cu o echipă din Andorra, nu ne interesează să le dăm note andorezilor. Dar vouă vi se pare că Târnovan a jucat de nota 6,1? Da, asta e, am găsit acest site care a dat note deci și se dau e notele, un site care nu după... e din România. Asta sunt e niște site-uri care dau note după niște parametri, nu după da, joc. Exact. Pentru exact. Că Târnovanul nu ai cum să-i dai 6,1. Târnovanul probabil a cântărit mult gafa de la penalti și... Dar nu de aș numi o gafă. Dar ce vreau să scoatem în evidență? Dario Solaru, meci foarte bun. Edjuma, meci foarte bun. Ați fost amândoi fundași. Cred că Daua, nu? Meci foarte bun și pentru Da, au și avut, pentru au avut asta zic, cât au avut meciul în față, cât au avut duelurile fizice, l-au gestionat foarte bine. Mai degrabă în a doua repriză, unde în anumite dueluri, atunci când a luat Gaben Daua, nu a gestionat bine. Pentru că ăsta este minusul lui Daua. Recuperează foarte bine, are un pas bun, aleargă bine, însă în dueluri, unul contra unul, nu are răbdare. Atacă decisiv. Și nu e primul duel pe care l-am văzut, că în momentul, chiar la gol, la galbenul cu Anthony. Da. Acolo nu era un duel, în fiind Antonio, în lateral. Antonio, în lateral, să te duci direct. Trebuia cumva să ai răbdare, să ai poziție de apărător și să-l duci cât mai în lateral. Apropo de poziția de apărător, mie mi se pare la el că în multe momente are o poziționare proastă, pentru că de foarte multe ori ajunge situația în care este nevoit să facă fault ținându-și adversarul. Uh-huh. Ne amintim meciul cu Farul. A fost două, trei situații în care... Da, cu Alibek la fel, că asta s-a întâmplat. Deci se întâmplă mereu și asta este... Ai fost și tu fundaș. Eu cred că este o greșeală de poziționare, pentru că de multe ori, ori încearcă să anticipeze, să iasă în fața fundașului, după care... Fundașul, având prin planul, de multe ori îl trage. Și nu puține au fost situații în care, pentru faulturi de genul acesta, au luat cartonaș galben, iar în momentul în care ești tu, ca fundaș central, ai luat un cartonaș galben, mai ales dacă le iei în prima repriză, îți cade cel puțin 20-30% din randament, pentru că trebuie să fii mult mai atent la orice intervenție. Ți-a plăcut mai mult Daua sau Tam? Mi-au plăcut amândoi. Încep să formeze un cuplu foarte bun de fundași centrali, ceea ce nu a avut au arătat că pot să fie de nivelul ăsta, nivel internațional, de cupe europene? De Conference League, da. Cred că pot, au arătat că pot fi de nivelul de Conference League. Dar per total, cred că nu putem să emitem pretenții mai mari. Nu cred că putem să ne ridicăm peste nivelul de Conference League. Mi s-a părut că au ieșit ăștia în evidență, străinii, Edjuma, Daua, nu? Olaru a ieșit în evidență, dar la el se vede lipsa competițiilor internaționale, lipsa meciurilor internaționale și lipsa meciurilor cu ritm, pentru că el în Liga 1 nu știu dacă a cerut vreodată schimbare. Acum nu știu dacă a avut vreo problemă medicală sau pur și simplu mai putea. Într-adevăr, a alergat foarte mult, dar a fost supus unui efort mult mai mare decât la un meci de Liga 1. Și vedeam ușurința cu care alergau jucătorii englezi, dar nu comparăm Premier League cu Liga 1. Wide, cel mai slab considerat de multă lume, Tavi Popescu. Da, Tavi Popescu, într-adevăr, a avut... Niciun dribbling, am văzut niște cifre la Tavi Popescu, niciun dribbling, zero atingeri în careu. Nu, clar, poziția pe care încearcă Dică FCSB să o construiască, dacă am putea să spunem așa, noul numărul 10, responsabilitatea asta, clar, nu-l avantajează. Eu cred ideea de a juca cu spate la poartă, mai de a juca are un dezavantaj mare, fizicul.
în duelul ăsta. Bineînțeles, fizicul, pentru că într-un astfel de moment, într-un astfel de duel, până să schimbi, trebuie să te folosești de corp, de forță, da? Să protejezi. Ceea ce spuneam, că după minutul 60, normal, un jucător cu calitățile lui, dar cu un fizic, un alt tip de fizic și cu o experiență, în momentul în care a intrat, ar fi trebuit să țină de minge, să scoată faulturi, ca apărarea să urce, să respire. Neavând posibilitatea asta, toate atacurile veneau, se întorceau pe apărare. Ne mirăm că se face de rușine Tavi Popescu la un astfel de meci, sau am avut noi speranțe prea mari? Adică sunt oarecum vinovați și cei care l-au lăudat excesiv pe Tavi Popescu. Da, cred că anumite persoane s-au grăbit. Și eu l-am lăudat pentru talentul pe care l-are, da. Și l-are în continuare, că asta nu și l-a pierdut. Dar am apreciat o execuție, sumele, un gol, sumele sigur, vehiculate asta și echipele, exact. Numele de echipe vehiculate pentru un eventual transfer deja era prea mult și nu i-au făcut bine. Da, și acum se vede la el, este în scădere. Și nu acum, doar patronul FCSB-ului. Are și o lipsă de încredere care se vede în joc, pentru că nu mai are aceeași încredere, nu mai își asumă responsabilitate. Și asta, această scădere de formă, cred că a început pe finalul sezonului trecut, în momentul în care au început meciurile cu miză. Uh-huh. Meciurile cu miză nu prea au avut reușite. Dar este un jucător tânăr, mai are de crescut și dacă va deveni mai puternic din punct de vedere psihic, poate să crească. Dar, vedeți, la un anumit nivel, trebuie să ai și psihic, trebuie să ai personalitate, pentru că atunci ție să ai reușite. Hai să vedem ce a spus Dan Petrescu ieri, după acest meci din Kosovo, să vorbim și de CFR, că acolo s-au revoltat fanii. Să vedem ce spun suporterii CFR-ului. Îl ascultăm pe Dan Petrescu și apoi ne întoarcem. Ei au avut posesia mingii, mai mult, au ținut de minge, au pasat, dar cred că au avut două șuturi sau trei maxim pe poartă și au marcat un gol foarte frumos. Noi am avut niște ocazii, n-am reușit să marcăm. E clar că n-am făcut cel mai bun meci al nostru, dar suntem în continuare neînvinși în meciurile din Europa și mai ales în deplasare. Avem 5 egaluri din 5 meciuri. E un punct pentru moral. Și pe final, dacă eram mai atenți, poate puteam să câștigăm. Dar adevărul, când egalezi în ultimul minut, nu poți să zici că, mamă, ce supărat suntem. E clar că vreau o victorie, toată lumea vrea o victorie. Ținând cont că anul trecut am început în conferință cu o înfrângere, cu Iabloneț. E un pas înainte, un punct. Și sperăm joi să câștigăm și atunci, dacă am face 4 puncte din două meciuri, cred că ar fi foarte bine și să avem șanse la calificare mai departe. Fața golului, de-abia a ieșit Roger, care trebuia să-l marcheze pe numărul 2 și până a ajuns Yeboah în stânga, nu se l-a pierdut. Nici n-am văzut prea bine după aia, că era departe rău, după bancă nu s-a văzut, dar e clar că au dat un gol extraordinar de frumos și ceva greșeli în apărare. E primul gol, cred că luăm în deplasare, numai în Andorra, cred că am mai luat un gol și îmi pare rău că dacă nu luam golul ăla, aveam șanse mari. Dacă marcam noi primii, cred că era altfel meciul. Din păcate, n-am reușit să marcăm primii. Păi nu poți să zici că vrei, că normal, toată lumea a spus că noi suntem favoriți și vreau să câștigăm, normal. Dar când egalezi în ultimul minut, 90, trebuie să fii mulțumit până. Dacă pierdeam, vă dați seama, iar erau probleme, dar când nu pierzi, părerea mea e mai bine decât să faci un egal mai bine decât să pierzi, asta e clar. Pentru că avem meci duminică. Uitați-vă și acum, să fiți aici. Noi la ora asta suntem aici încă, zburăm. Când să îi antrenez? Mâine, cu două zile înainte de meci, după oboseală, foarte puțin pot să-i antrenez. Astăzi am făcut antrenament cu cei care, acum după meci, cei care n-au jucat. Vor fi iar 7, 8, 10 schimbări la meciul cu Craiova, meci important. După care joi iar vrem să câștigăm. Deci nu cred că vor câștiga prea mult jucătorii noi. Singurul mod de a câștiga e să joace. Când joacă și Mistrati s-a văzut, Vito n-a jucat de mult în meci, s-a văzut în prima repriză că n-a jucat. Degeaba te antrenezi bine, degeaba ești acolo, meciurile te aduc în formă. Iar jucătorii care au venit, nu au 90 de minute, poate nicio repriză. Și trebuie să încercăm să-i integrăm și pe ei. Peste 100 de comentarii la această conferință de presă pe pagina oficială de Facebook a CFR-ului, în care îi se cere demisia lui Dan Petrescu. Fanii CFR-ului s-au săturat de Dan Petrescu după egalul ăsta cu Balcanii, echipă considerată fiind cea mai slabă sau una dintre cele mai slabe din Conference League, conform caselor de pariuri, care, sigur, e un punct de reper, da. Ceea ce arată casele de pariuri.
Cum? Uite, vedem și noi aici, ne ajută colegii cu niște comentarii ale fanilor CFR-ului foarte supărați. Și ce susțin ei? E interesant că le-am citit așa mare. Spun așa, susțin că nu a bătut echipe din Andorra, Armenia și Kosovo în deplasare, că s-a amânat meciul cu Sibiu pentru un egal noroc, citez, un 1-0 norocos cu Maribor, am amânat meciul cu FCSB pentru un glorios, între ghilimele, sigur, 1-1 cu Balcanii, rușine, Dan Petrescu, du-te la Dică pentru niște lecții. Da, e clar, suporterii își doresc mult mai mult. Își doresc mult mai mult și se pare că, iată, și că... Sunt corecte și comentariile lor, adică ceea ce impută? Clar, jocul slab. Suporterul, pe lângă trofeu, care este rezultatul unui an competițional, da, unei munci, vor să vadă și fotbal. Clar, la CFR Cluj, în ultima perioadă, nu mai vedem asta. Că sunt anumiți factori, că s-au schimbat liniile, că au venit mulți jucători noi, dar asta continuă de ceva timp. Deci nu mai vezi CFR-ul să joace fotbal. Da, este... Multe momente Vlad este cumva așa reținută. Adică, clar, Dan Petrescu pregătește pentru rezultat, dar așa cum vedem reacțiile suporterilor, e clar că nu mai este de ajuns doar un trofeu sau campionatul. Pentru că, ok, câștigi un campionat pentru că vrei să mergi în Europa League sau în Champions League, dar pierzi având un joc sub așteptări. Păi bun, pe care te întorci din nou în Liga 1. Nu mai câștigi cu jocul ăsta. Îți garantează că mai câștigi. Asta spun, că nu mai este același lucru. Înainte aveai poate un Culio, un Sucudean care poate schimbau, poate intra personalitatea lor, decideau ei poate în anumite faze cum să gestioneze anumite lucruri. Acum mai are jucători să facă lucrul ăsta. Hai că mai vorbim după o scurtă pauză, ne întoarcem și apoi sigur ne îndreptăm atenția și spre meciul care stă să înceapă din Liga 1, se termină și meciul Oțelului, poate l-ascultăm și pe Dorian Mitean. Am întors la Fotbal Show și așteptăm finalul jocului dintre Progresul Spartak și Oțelul Galați în Liga 2, să vedem ceva reacții. Apoi așteptăm să înceapă FC Botoșani, UTA, sigur e o seară în care se joacă Dinamo, CSA Steaua, un derby la care se anunță peste 20.000 de oameni pe arena națională, 21:30, ora de start, o să vorbim și despre acest meci. Vorbeam înainte de pauză de ce a făcut FCSB, CFR în Conference League, cifrele celor de la FCSB și Lucian, ți-ți place cum joacă CFR-ul? Sunt îndreptățiți suporterii să-i ceară demisia lui Dan Petrescu? Suporterii probabil vor să vadă mai mult fotbal spectacol. Ceea ce nu s-a întâmplat nici aseară. Și e clar că unul dintre ei... poate dacă echipa obținea cele 3 puncte, poate nu erau așa înverșunați. Pentru că până la urmă ăsta a fost stilul lui Dan Petrescu mereu. Nu s-a schimbat. Adică nu a fost asta doar acum. Deci nu știu dacă în ultimii ani CFR-ul a etalat un fotbal spectacol. Corect. Chiar dacă în unele momente eu am văzut la niște meciuri, au calitate pentru a face asta. Mm-hmm. Dar până la urmă asta s-a spus asta mereu. Știu, asta fac. Ei au calitate, așa au câștigat campionate, ultimele campionate. Dacă stăm să ne gândim cum Maribor au marcat după un out al lui Manea, acum a marcat după minutul 90, după o lovitură liberă de la 50 de metri cu o minge aruncată în careu. Putem spune că au avut și mult noroc. Au avut mult noroc, a spus și Dan Petrescu, a recunoscut că a avut noroc. E clar, când egalezi minutul 90, e clar că ai noroc. Plus că nu putem să spunem că au avut ghinion și au creat foarte multe ocazii, dar portarul advers a făcut un meci mare. Mm-hmm. Nu mai ajung ușor la poartă și, spre deosebire de anii trecuți, nu mai sunt nici periculoși la faze fixe. E finalul unei ere, o eră așa, între ghilimele, condusă de Dan Petrescu și creată, oarecum, de Dan Petrescu, construită pe performanțele lui, credeți că se apropie finalul unei ere? Adică și niște jucători care nu mai sunt la nivelul la care erau și trebuie schimbat tot acolo? Acum, dacă s-au calificat în Conference League, dacă nu se calificau în Conference League, puteam să vorbim despre asta. Dar acum sunt, într-un fel, sunt un obiectiv. Deci nu e exact momentul să-l schimb pe Petrescu acum. Nu cred că este momentul, pentru că în campionat mai sunt foarte multe meciuri de jucat.
În momentul în care se vor îndepărta de primele locuri și de șansa de a câștiga un nou campionat, atunci se poate pune în discuție. Plus că mai este rețeta financiară. Știm cu toții că are o clauză destul de mare și CFR-ul a plătit două clauze la ultimii doi antrenori înainte lui Dan Petrescu. Nu știu dacă își mai permite să mai plătească o clauză. Și atâta timp cât echipa a avut rezultate, s-a calificat în Conference League, chiar dacă își doreau mai mult, pentru ei probabil își doreau Europa League pentru că era altă rețetă financiară și pentru club și pentru jucători. Una e să joci Conference League, una e să joci Europa League. Da, e foarte adevărat acest lucru. Adică CFR n-a jucat niciodată spectaculos, n-a jucat niciodată frumos, dar a avut rezultate. Acum nu mai are rezultate, asta s-a schimbat. Adică stilul a rămas cam la fel. Dar cred că durerea suporterilor vine și prin faptul că au întâlnit niște adversari slabi. Da, și se așteptau cumva slabi în Europa, totuși. Să vadă altfel, Balcani, o altă abordare, totuși. Mai mult curaj, mai multă... Te aștepți măcar pe ăștia schimbați. Este o diferență, Vlad. Nu putem să ascundem asta. Adică nu putem să spunem că jucătorii CFR-ului sunt sub celor din Kosovo. Clar, dacă cumva, poate, jocul ar fi fost pregătit altfel, poate, nu știu, acum, bineînțeles, ei știu mai bine. Clar, valoric, individual, jucătorii CFR-ului sunt peste cei de la din Kosovo. Absolut. Dar, așa cum am spus... Asta este jocul pe care el practică, pe care îl antrenează. Aș spus și el că nu-l interesează ce spune lumea, la final se trage linie și este din nou campion. Dar dacă stai să te uiți, scuză-mă, dacă cineva se uite la meci fără să fie subiectiv și vede meciul, eu cred că o vede pe echipa din Kosovo mai bună. Da, clar. Pentru că așcat, au fost peste la 60% la toate capitolele. Posesie, adică Lucian, posesie, 30%. Ocazie, viteză de joc, mai mingicare acolo în față. Mm-hmm. Și au creat mai ușor ocazii. Cred că a fost peste. Pentru că și avea CFR-ul meciuri în care juca la fel, aborda la fel partida, dar controlau cât de cât jocul, dar acum nu l-au controlat. Eu cred că Dan Petrescu are noroc la CFR, că nu e o galerie de temut în România, nu sunt foarte mulți suporteri. Dacă era la o echipă cu mulți suporteri, era viață grea de tot. Dacă era la Steaua sau la Dinamo... sau la Rapid. Acolo am văzut Rapidul anul trecut. Rapidul a început foarte bine, au avut 6-7 meciuri, 6 meciuri fără gol primit, dacă nu mă înșel. Totul era foarte bine. Plus că acolo voi știți că juca la echipe cu suporteri, contează și cum joci, Lucian. Acolo contează cum joci, pentru că acolo nu acceptă nimeni rezultate și nu acceptă. Acolo lumea vrea spectacol. Oamenii vin acolo și vor spectacol. Și vorbind de Rapid, cum a fost anul trecut, au avut 6 meciuri foarte bune fără gol primit, 2 meciuri n-au câștigat. Au început suporterii să protesteze și să ceară demisia. Acolo nu are nerăbdare. Ce spune și Camora după meciul ăsta? După ce s-a întâmplat la joc, eu zic că e un rezultat bun pentru noi. O echipă pe care au avut o posesie foarte, foarte bună. Noi eram pregătiți pentru acest aspect, dar și prima repriză au avut posesie, dar nu au nicio ocazie de gol. La prima repriză cred că noi am avut 2-3 ocazie de gol de la prima repriză, o fază fixă, țin minte acum la Roger, cred că la Iuri, la Cipri, prima fază. La repriză 2 e normal, au încercat, au dat un gol, dar s-au văzut și era o echipă cu entuziasm, primul meci în grupă, știam că o să dai tot până la ultima fază, dar eu zic că și s-au văzut experiența noastră de la minut 70, mi s-a părut că eu scăzut fizic. Și noi a fost mai bine și am putut să mergem peste ei. Vă avea meci grele aici, mai mult că, cum am spus și înainte, sunt prima dată în grupă, e un entuziasm mare, s-au văzut, fiecare fază era aplaudat. Și adevărul e că era o echipă care a jucat un fotbal frumos. S-a părut așa o echipă, stilul la noi, poate de la Faro, care joacă fotbal, s-au văzut. Și o echipă care a jucat frumos, dar părerea mea că prima repriză noi ne-am parat foarte bine. Atâta posesie, acum a spus, a fost important că noi nu au avut o ocazie de gol. Dar, până la urmă, e un punct, eu zic că o să fie un punct important pentru noi. Vedem la final. Dar, normal, noi știm că în meciul acesta de meci tare, suporteri vii alături de noi. Sperăm să face și această gălăgie pentru noi, să ne împinge. Aia e obiectivul. Sperăm să vină cât mai multă lume la stadion la noi. Și cu Craiova, și cu orice echipă, era important pentru noi, pentru jucători, să ne ajută. Dar, cum am spus, acum e important să ne gândim la Craiova, după aia avem timp să pregătim meci cu Sivasspor. Suntem într-o poziție pe care noi nu vrem să rămânem acolo în campionat intern. Trebuie neapărat să câștigăm acest meci și, cum ai spus și tu, e important
această susținere de la suporter. Nu știu dacă îl încântă pe Gigagi comparația cu Faru. Balcanii a jucat ca Faru, nu cred că îl încântă pe Gigagi. Cred că ar trebui să avem mai mult curaj totuși, să privim da, asta zic adversarii că ăștia. Acum să ne lăudăm chiar pe toți. Unii totuși sunt... Sunt meciuri în care, da... Vai, mama lor! Când știi că ai un West Ham, o echipă din Premier League, da, atunci organizezi. Dar acum, într-adevăr, trebuie un pic mai multă personalitate, mai mult curaj. Trebuie vezi că și jucătorii au preluat asta? Exact, adică și la declarația lui Camora a spus că este foarte bine. Oarecum pentru că n-au avut șuturi. Oarecum e normal ce face, că trebuie să fie așa, nu? Ca apărător normal gândește asta, pentru că... Au același semnal, au același mesaj. Nu, dar până la urmă, Camora normal, ca și fundașii doi, băi, n-am primit, n-am avut nicio ocazie. Dar până la urmă, tu ce propui? Adică tu, ce probleme ai pus în atac? Acolo, până la urmă, cumva trebuie să arăți un pic experiența asta pe care tu o ai în cupele europene. Da, n-am reușit să luăm legătura cu Cristi Balaj, era interesant să vedem ce părere au conducătorii de ce spun suporterii, dar hai să ne concentrăm pe meciul care începe din Liga 1, e FC Botoșani UTA, până atunci să anunțăm dacă mai e cazul, Premier League nu se joacă în acest weekend, s-au amânat toate partidele din Premier League, nu se joacă meciul și astfel nu o să mai vedem pe Prima Sport partidele de acolo, știm cu toții de ce. Decesul reginei Elisabeta II a Marii Britanii a influențat, sigur, Federația din Anglia să ia această decizie și e normal, e doliu național în toată Marea Britanie. Dar o să vedem alte meciuri tari pe programele Prima Sport, din Serie A, din Bundesliga, din La Liga, să vedem și Formula 1, Marele Premiu la Italia, interesant weekend oricum, sigur, nu uităm de Superliga. Botoșani UTA, să vedem imediat și echipe. Apropo că vorbeam, Lucian, de Daua, de Juma, Botoșan pare că nu mai are ce să vândă la FCSB în momentul ăsta. A, nu mai apare. Acum l-au vândut pe Florescu. A, Boli, da, uite, Boli, că să tot vorbește. Boli văd că nu joacă astăzi, nu știu ce-o fi cu el. Dican. Vedem echipa. Botoșan a fost o pepinieră bună pentru fotbalul român. Da, a fost, și da. Jucători români. Am dat era echipa care vindea cei mai mulți jucători la FCSB și la CFR. Păi, au fost jucători pe care au vândut de două ori, o dată la FCSB, o dată la CFR. Golovka. Da. Da, vedem echipa, o echipă care are nu câștigă în ultimele meciuri. Și UTA la fel. Adică o victorie în ultimele 5 partide, UTA la fel. A mai avut cu victoria cu Craiova, dar în rest... La UTA, știți ce vreau să vă întreb? Cum vi se pare povestea asta cu sancționarea lui Cheșeru de către Poenaru, Lucian? L-a adus pe Cheșeru la 35 de ani la UTA ca să îl scoți afară din lot că a fost o noapte în club? Nu e exagerat? Nu știu, asta nu știm exact ce regulament de ordine interioară au. Ok, dar în cazul unor jucători care au trecut de o vârstă, sunt profesioniști, îi știi, nu mai... Cheșeru cred că este un jucător care știe când să iasă. Dacă vrea să iasă, cred că știe când să iasă. Și nu cred că a fost un jucător cu o viață extrasportivă cu probleme. Nu eu cred că mi s-a părut exces de zel. Poate a vrut să dea un exemplu pentru vestiar, dar cred că a fost exact exces de zel și poate era un jucător de care avea nevoie la meciul respectiv. Absolut, dar a vrut să dea un să exemplu. Să te folosești de el, nu să-l pedepsești că este în club acum. Are 35 de ani omul, nu? Că nu. Dar, cred că îl și cunoașteți personal. Pentru asta, și nu e pentru asta cumva l-ai adus, cumva să te ajute în momentele importante, în vestiar. Acum știm foarte bine, asta este cumva bravura unui antrenor să știe cum să lucreze și cu astfel de jucători. Nu neapărat să te apui aici, acum să tai în carne vie stânga-dreapta doar pentru a arăta tu că tu ești numărul 1 în vestiar. Trebuie să știi să ai acest echilibru. Diplomația asta. Exact, exact. Adică sunt sigur că acel jucător și, bine, sunt foarte multe exemple, știe că poate a greșit, dar dacă antrenorul ajută în acel moment, îl va câștiga pentru toată perioada care va sta acolo. S-a întâmplat în cazuri în care jucătorul a fost susținut de către club. Pentru că, până la urmă, Ilie Poenaru este un antrenor tânăr, nu este Dan Petrescu sau alt antrenor. Și atunci, normal că poate prin ceea ce face, excluzându-l pe Cheșeru pentru acel mini-conflict care a avut loc, poate... O să ai de suferit pe viitor. E un jucător influent în vestiar. Eu știu cum îi cade această suspendare pentru un meci. Degeaba. Dar până la urmă, jucătorul este liber să facă în timpul lui liber ce vrea.
și nu cred că a făcut ceva foarte grav. Dacă era să danseze pe masă, să fie, atunci poate spui că lezai imaginea unui mare club cum este UTA Arad. Nu cred că este cazul. Corect. Cred că a fost exces de zel și nu a avut nimeni de câștigat din asta. Dorinel Munteanu a venit la declarație, haideți să-l ascultăm. Antrenorul Țelului astăzi face 0-0 în deplasare la Progresul Spartak. Mister, încă o etapă, Galațiu nu pierde, dar nici nu-și câștigă. I-am văzut foarte supărat pe băieți după acest meci. Sigur, nu mă încântă cu nimic că n-am pierdut. Sigur, am spus la început că avem un adversar dificil, un adversar care a avut un start bun de campionat, dar obiectivele noastre sunt diferite, cred. Al nostru este să prindem play-off-ul, celălalt de la Progresul nu știu și nu mă interesează, dar astăzi eu consider că am făcut o parte bună, am controlat jocul, am avut 3-4 ocazii de a marca, adversarul nostru nu ne-a pus nicio problemă, nu știu, ca și ocazii și pot să spun că, pe de o parte, sunt bucuros că n-am primit gol și băieții, din punct de vedere tactic, au jucat bine, dar pe de o parte, că n-am luat cele 3 puncte și n-am marcat, fiindcă am avut ocazii clare de a marca și n-am marcat. Asta vreau să te... Ce lipsește? O echipă mare cum e Galațiu? Vei juca cu echipe mici? O echipă mare în devenire va fi Galațiu. O echipă mare în devenire. Încă noi suntem și noi nou promovată, dar încercăm pe zi ce trece, la fiecare antrenament să ne îmbunătățim și să încercăm la toate ocaziile care le avem să și marcăm cel puțin un gol, fiindcă, cum am spus, am dominat jocul, am controlat jocul. Singurul reproș care pot să le spun la... Să spun băieților, zic că n-au marcat și am avut și în prima și la a doua repriză două, trei ocazii din 5 metri, nu pot să bagi în poartă, am luat decizii greșite, dar asta este problema mea și trebuie să o clarific până la următorul joc de cupă și după aceea de campionat. Ați beneficiat de multe faze fixe, că și auto și cornere și astea, exact. Lucrați în special? Lucrăm special. Faptul că ne-am creat atâtea faze fixe este un lucru bun, dar faptul că nu le fructificăm din atâtea faze fixe, din cornere, lovituri libere, nu fructificăm, asta este iar o problemă care trebuie să o punem cât mai repede la punct, pentru că un joc se poate și ia de fază fixă, dintr-un out, dintr-un corner, dintr-o lovitură liberă, dar n-am făcut-o astăzi. Azi a lipsit ceva ca ceea ce ne-a dus la acest rezultat de egalitate. E pregătit Galațiu să se ia la trântă și cu tipul ăsta de joc, așa? A fost o luptă, parcă. Absolut. Nu vreau să subestimăm sau să denigrăm Liga a doua, dar Liga a doua este un campionat de luptă. Toate echipele se motivează contra noastră fătura Lațului și, în primul rând, să ne poate ține din punct de vedere fizic, să ține piept. Și ratează mult băieții ăștia lui Dorinel Munteanu, dar e neînvins. Au fost ocazii importante, chiar au fost ocazii din faze fixe, au fost două ocazii mai ales acum pe final, însă Oțelul arată bine, adică ținând cont de cealaltă echipe care nu pot promova, echipe care încă sunt în căutare, poate să fie un avantaj. Și ce meci ne așteaptă în Liga a doua, 21-30, derbiul Dinamo Steaua. Îmi spune Dinamo Steaua, care Dinamo CSEA Steaua, ca să fim corecți. Așa, pe final, o să avem emisiune, sigur, după meciul ăsta și o să facem, o să venim cu toate detaliile despre acest joc. Foarte scurt, Lucian, e adevăratul derby că tu ai jucat la Dinamo. Dinamo CSEA Steaua asta? Sincer, nu știu ce să spun, pentru că este foarte complicat. Cert e că va fi spectacol în tribune și va fi o atmosferă de derby 100%. Sperăm și jocul să fie la același nivel. Vă vedeți ce o să fie acolo. Mulțumesc, domnilor. Botoșani UTA urmează. După suntem aici și vorbim de Dinamo CSEA Steaua.